fost și paparudă. Ca să atragă cât mai mulți clienți, producătorii veniți din toată țara la târgurile tradiționale din capitală se întrec în invenții. Borcanele cu dulceață din ceapă, vânătă sau morcov fac mai nou concurență sarmalelor și brânzeturilor, iar dacă mergeți astfel la astfel de târguri, trebuie să aveți rezerve în portofel. Tradițional sau natural înseamnă bani în plus. Pentru amatorii de a încerca tot felul de gusturi noi, la târgul tradițional găsiți, de exemplu, dulceață din gogoșar cu pepene verde, dulceață din vinete, din morcovi, sau poate vă întrebați ce gust are dulceața din ceapă. Miroase a tocană. Este foarte dulce și un pic iute. Curioșii nu se zgârcesc, chiar dacă un borcan de 300 de grame costă 10 lei. Este foarte gustoasă. Vis-a-vis fierb sarmalele maramureșene în foi de varză. 3 bucăți costă 5 lei, dar au clientela lor fidelă care nu le-ar da pe dulceață de ceapă. Ne bucurăm, nu avem ce face, nici noi nu putem. Nu putem să le forțăm, pentru că se spart toate. Târgurile tradiționale sunt pline cu zacuscă. Ce-i drept, aceasta e mai scumpă de câteva ori ca în hipermarketuri. Vinetele se coc pe lemne, la foc iute, gogoșarii capia pe cărbuni, ceea ce eu conferă un alt gust. Producătorii de carne veniți de la Sibiu, Maramureș și Galați se laudă cu marfa lor ecologică. E bun? Foarte. Puneți-mi doi. Hârnați de casă ecologic, rasa de porc manca. Pâine la țest, pește proaspăt, brânză de burduf, toate se găsesc până la sfârșitul lui noiembrie în fiecare weekend la târgurile tradiționale din capitală. 25 de lei kilogramul, el are cam 2,5 kg. Cam scump 25 de lei kilogramul. Stimată doamnă, e foarte bun. Deci am început cu 2-3 pui pe săptămână, am adus și am ajuns la undeva la 80 de pui în 3 zile.